Salut, prieteni! Canalul acesta de YouTube a încărcat un clip destul de tulburător, care ar băga în sperieți chiar și pe cei mai curajoși exploratori. El s-a aventurat într-o fabrică abandonată. Provocarea a fost dacă rezistă înăuntru toată noaptea. După ce a ajuns acolo, imediat a simțit că nu e bine primit. Fiți atenți! Guys, did you hear that? Reaching into the door and this is like, what the f***? What the hell's going on there? Can you open this? I think it's like busted shut. What the hell? I'm gonna check that out. This place is huge, guys. Like these, it's like a room over here that I wanna check out. What the hell is that? What the f**k was that? Guys, that was loud as f**k. I'm gonna keep going this way. I don't know what the f**k that was. Maybe it was like a bird or something. Let's check this out. What the hell? Oh s**t, it's like wet. Whoa! Freaking water scared me. Welded shut. That's nuts. Okay. That is not a coincidence. What the hell was that? Hello? Hello? După ce a petrecut câteva ore înăuntru, în tot acest timp, auzind sunete ciudate, el s-a decis ca să rămână peste noapte. Poate surprinde ceva interesant. Dacă știa ce o să îi se întâmple, fugea cât mai putea. Fiți atenți! Who the hell are you? Oh my god. What was that? I literally just saw a ghost.
Hello? Guys, my back is over there. Hey, man. Whatever you're doing, it's not cool, bro. Swear. What the hell are you doing, dude? Whoever you are, leave me alone. Okay? Through that window that I showed you. Holy shit. Run! Oh God! Oh God. Where'd you go? Oh! Yo! Oh my God! Leave me alone! Oh God. Okay guys, I need to finish this here. Holy shit, I'm ending it here. Pe timpul explorării nocturne, acesta întâlnește un eveniment bizar. Ceva sau cineva se afla cu el în toiul nopții, care nu era tocmai prietenos. Persoana mascată a început să-l urmărească, sperindu-l de moarte. Persoana mascată poate să fie un skinwalker, ori doar o persoană aflată sub influența stupefiantelor. Voi ce părere aveți? Să fie real sau fals? Voi sunteți judecătorii. Canalul acesta de YouTube a încărcat un clip care a pus internauții pe jar. Femeia de curând a întâmpinat fenomene paranormale la ea în casă. Femeia a început să filmeze când activitatea paranormală a devenit insuportabilă. După ce a verificat dulapul, nu a găsit nimic. Nimeni nu se afla înăuntru. Nimeni, vizibil ochiului uman. Însă ce a reușit să filmeze după acest incident a făcut-o să se gândească să părăsească locuința. Chiar și urmăritorii au sfătuit-o în acest fel. Decidió hacerse presente lo mío. Y de día. Mira. Voi cum ați reacționa dacă ați vedea așa ceva? Gândiți-vă că urmăriți clipuri, iar dintr-o dată ușa de la dulap sau de la cameră să se deschidă. Mai ales să vedeți și o mână sau
cleanța cum se apasă singură. Iar când verificați, să aflați cu stupoare că nu se află nimeni în casă sau pe lângă voi. Bărbatul acesta s-a dus să exploreze o clădire abandonată. Imediat după ce a ajuns acolo, fără să știe, a surprins ceva interesant și tot în același timp bizar. Observatorul este unul istoric, lăsat în paragină. Istoria nu îl reprezintă ca fiind unul bântuit. Când acesta se afla afară, camera lui surprinde ceva misterios. O figură misterioasă, neagră, se deplasează către clădire. După cum ați văzut, și el se duce înăuntru, însă nu găsește nimic. Decât un miros îngrozitor. Să fie omul umbră sau o explicație mai rezonabilă. Voi sunteți judecătorii. Investigația într-un spital bântuit a dat rezultate. Pe filmare fiind surprinsă o entitate paranormală. Bineînțeles, știm cu toții că spitalele sunt locuri în care s-au petrecut multe. Filmare. Se poate vedea o siluetă întunecată deplasându-se către geam. Să fie o fantomă reală sau este de vină unghiul camerei? Voi ce explicații aveți? O filmare scurtă a capturat în pădure ceva ce nu poate fi explicat. Filmarea a pus în dificultate și internauții, dar și experții. Se poate vedea o creatură ciudată, una care nu a mai fost văzută până acum. Creatura este jumătate om, jumătate câine. Să fi surprins un vârcolac, un experiment sau e doar o persoană într-un costum. Vă recomand și videoclipul acesta. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Mulțumesc membrilor pentru că s-au alăturat și susțin canalul. Ne auzim și data viitoare.